Activitatea mea în prefectură a fost o experiență interesantă, fiindcă aveam ceva rutină în spate, fusesem primar la Poiana Mare, primar la Ghecești și totuși era o treaptă superioară a administrației și am beneficiat din plin de experiența pe care o acumulasem ca primar. N-a trebuit să descoper marea cu sarea. Am dat drumul la motoare imediat, ca să spun așa, și am început să punem pe șenalul navigabil instituția prefectului, fiindcă era instituție blocată la momentul respectiv. Cel care fusese prefect înaintea mea fusese ocupat mai mult de partid, respectiv domnul Ion Călin, care era și președintele PSD-ului la vremea respectivă, fiindcă legea permitea atunci. Era mai mult ocupat de campania electorală la care participase, mai mult de organizarea PSD-ului, mai puțin de activitatea prefecturii. Ca prefect am încercat să fiu acel om care să aducă exact ceea ce așteptau majoritatea craiovenilor, majoritatea dolgenilor. Am adus proiecte la nivelul Craiovei și la nivelul județului Dolj, care s-au pus în aplicare. Vreau să spun că am atras fonduri pentru reabilitarea a ceea ce înseamnă stația L1 la C0 la Dăbuleni. Au fost niște fonduri binevenite atunci pentru tot ceea ce însemna sistemul de irigație Sadova-Corabia. Și de asemenea, la nivelul județului Dolj, noi aveam o problemă. Și mai ales la nivelul Craiovei. Când mergeam pe la București, toată lumea mă întreba. Zice, dar voi în Craiova mai ieșiți seara după ora 6 prin oraș? Sau de ce? Fiindcă noi apăream Craiova pe toate canalele de știri și la toate emisiunile de știri și la celelalte televiziuni comerciale cu bătăi cu săbii pe stradă, cu scandaluri, cu fel și fel de minunății de genul ăsta. Cine nu a lucrat niciodată într-un sistem de genul ăsta, nu știe ce înseamnă să blochezi și apoi să combați un astfel de fenomen, fiindcă era un fenomen care se manifesta la nivelul Craiovei. A fost o muncă extraordinar de dificilă de a scoate Craiova de pe canalele de știri, dar prin ce? Prin rezultatele pe care le-am avut, de a elimina astfel de acțiuni în Craiova. Și a asigurat liniștea craiovenilor. Unii poate neglijează. Eu spun că nu e de neglijat un astfel de aspect. Am avut un comandant la poliție atunci, un om de excepție, Enescu Georgel, cu care am colaborat foarte bine. Eu cred că am colaborat foarte bine cu toți șefii de instituții la nivelul județului Dolj, fiindcă am vrut binele craiovenilor, nu am vrut binele meu personal. Sau unui grup foarte închis de interese. Nu, am vrut binele craiovenilor. Deci asta o puțin de cea mai importantă realizare a mea. După aceea, ceea ce știm cu toți acum pe Amaradi, lângă liceul energetic, acel sediu unde ne luăm pașaportul, permisul de conducere, numerele de matriculare, certificatul de matriculare al mașinii, realizarea mea 100%. A fost ideea mea, a fost conceptul meu, a fost punerea în aplicare realizată de mine. Eu am vrut acolo să prind și evidența populației, astfel că merge omul să ia și cartea de identitate și pașaport și permis toate. N-a vrut unii, că și primăria la vremea respectivă, cei care conduceau primăria și cei care conduceau și județul, erau aceiași care la județ. Erau atunci, sunt și acum. S-au gândit că cine inaugurează clădirea. Dumnezeu, nu se face niciun fel de inaugurare. Că dacă ne ia asta și evidența populației, ce facem? Asta e singura motivație pentru care, în momentul de față, evidența populației nu apare în acel spațiu. Și trebuia mai multe locuri de parcare. Aici nu m-am înțeles cu primăria. Trebuia mult mai multe locuri de parcare realizate. Găsit o soluție ca să fie mai facilă parcarea. Fiindcă este o instituție acolo, sau toate instituțiile care sunt acolo, sunt instituții de relații cu publicul foarte solicitate. Clădirea de la... noua clădire a tribunalului.
de la grădinița Mihai. Da. Este realizarea mea 100%. Am făcut o documentație, aproape o teză de doctorat. Da. M-am dus cu ea la ministru, la vremea respectivă, a trecut-o pe priorități, poziția 3 pe priorități la nivel național. Eu m-am gândit în primul rând la cetățenii care merg și stau pe la cost pe acolo și spațiile acelea cu totul necorespunzătoare. N-am intrat niciodată în clădirea, nici nu vreau să intru, dar sper că e o clădire utilă. Și am făcut un lucru bun pentru Craiova. Vreau să le reamintesc la craioveni, la cei care știu, pentru cei care nu știu, le spun acum eu. Să nu fac o confuzie între primărie, prefectură și Consiliul Județean. Prefectura nu are buget pentru investiții. La prefectură, dacă vrei să cumperi un pix și o gumă de șters, faci referat la ordonatorul de credite, la București, la ministru, să-ți deschidă credit ca să poți să cumpere o gumă și un pix. Pe când și primăria și Consiliul Județean au buget la dispoziție pe care ei stabilesc cum îl orientează împreună cu Consiliul Local, cu Consiliul Județean, stabilesc împreună ce fac cu acei bani. La prefectură nu. Nu ai bani pentru așa ceva. Și cu toate astea, uite că am reușit să fac niște lucruri. Unde este sediul AFIR? Regionala AFIR este sediul realizat de mine. Obținut de mine de la Ministerul Învățământului. Era Mihail Hârdău la vremea respectivă ministru. M-am dus personal. Probabil am o anumită doză de credibilitate în fața dumneavoastră. Știu să expun problemele și m-am întors cu ordinul ministrului prin care era de acord cu schimbarea destinației școlilor speciale. Și în momentul de față este AFIR-ul. N-am intrat niciodată în clădire, fiindcă nu mi-asum eu un mare merit. Dar este o realizare de mare. Mult mai multe și mai multe. Ar însemna să stăm prea mult să vă povestesc de toate. Și totuși a spus că n-ați avut buget și totuși ați realizat. Asta înseamnă o muncă depusă de dumneavoastră și de oameni în supunerea dumneavoastră. Sunt lucruri importante care, din păcate, sunt puține. Puține au rămas de-a lungul timpului. Cum vedeți activitatea prefecturii, să zicem, în ultimii ani, să zicem așa? Cum vedeți dumneavoastră că a fost prefect activitatea prefecturii? Din păcate, instituția a intrat într-un anonimat. Nimeni nu... M-a trezit acum vreo 2-3 ani de zile, m-a sunat de la presă cineva cum îl cheamă pe prefect. Să mă întrebe pe mine cum îl cheamă pe prefect. Nu mi s-a părut un lucru în regulă. A prefectul să fie un anonim. Nu consider. Prefectul trebuie să fie o persoană activă, este o persoană publică, să iasă și să spună, să dea mesaje către populație. Uite, am făcut asta. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm noi la nivelul județului Dolj. Uite ce soluții caut eu și discut cu miniștrii pe care îi reprezint în teritoriu și ce soluții vom găsi pentru fiecare problemă. Nu acolo să te așezi pe un scaun și să dai niște vize de legalitate la primari, să ții un salariu și să știe lumea. Că, domne, uite, că lumea, uite, de exemplu, în situația dată, n-a știut cine e prefect. Prefectul trebuie să fie o persoană activă, o persoană care să-și asume responsabilitatea funcției. Fiindcă este o funcție foarte importantă la nivelul județului. Da, o funcție importantă, dumneavoastră ați avut realizări. Acum să revenim la...